Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, dragi ascultători! Sunt Mirela Retegan și începe schimbă perspectiva la Europa FM. Sunt foarte încântată, sunt foarte fericită. Astăzi, la schimbă perspectiva, am invitat un om absolut senzațional, pe care eu îl ascult și îl urmăresc de foarte multă vreme. Un om care astăzi o să ne învețe cum să schimbăm perspectiva din punctul de vedere al comunicării. Pentru că el spune că în funcție de felul în care comunici, poți să obții sau să nu obții de la celălalt ceea ce-ți dorești. Dumitru Borțun este invitatul meu astăzi la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața și vă deci, mulțumesc pentru cuvintele mă frumoase. mă simt? Ca un copil da. care a primit o jucărie. Sunt foarte fericită și vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici. Păi haideți să ne jucăm împreună. Hai să ne jucăm împreună. Eu v-am chemat pentru mine. Să mă învățați cum să comunic fără să mai vorbesc atât de mult. Pentru că unii dintre noi, și eu fac parte din această categorie, vorbim extrem de mult și în cele mai multe cazuri spunem foarte puțin. Da, a vorbi nu înseamnă a comunica, din păcate. Putem să vorbim fără să comunicăm sau invers, putem să comunicăm și fără să vorbim. Se poate comunica prin tăcere, așa numită tăcere semnificativă se poate comunica prin mimică, se poate comunica prin gesturi sau pur și simplu se poate comunica prin atitudine. Prin o atitudine de pildă de, de tristețe, de supărare. O mamă care este dezamăgită de copilul ei, că nu reușește să-și facă ordine în cameră, că nu reușește să pună rufele murdare la coșul de rufe murdare, că nu citește pentru la școală, că nu Citește o carte pe care i-a pus-o pe noptieră de două săptămâni și nici n-a deschis-o. Sunt foarte multe situații de viață în care o mamă este supărată pe copilul ei. Și când este supărată? Trebuie să arate că e supărată. Bă, ea predică. Ia dă, 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 din gură. Din gură. dă din gură. Exact, asta făcea mama, da. Îmi ținea câte o predică de fiecare dată și m-am trezit făcând același lucru pe nu, care îl făcea da. mama mea. Asta e o perspectivă greșită și vă spun de ce spun asta. Pentru că pleacă de la o axiomă greșită. Copilul este un adult în miniatură. El nu e un adult el nu e un adult. Copilul nu înțelege argumentele noastre. Stați un pic, opriți-vă. Deci până acum am auzit tot timpul, copilul este un adult în miniatură. Și veniți dumneavoastră și spuneți că nu e un adult. Nu, păi asta înseamnă să schimbăm perspectiva. Haideți să vedem invers. Din punctul lui de vedere, știți ce? Suntem niște oameni cicălitori, plictisitori, și noi vorbim și el numără până la 10 să vadă dacă terminăm când, până ajungem la 10. Știți ce zicea fica mea, care acum mm. are 22 de ani? Mama, când tu începi să vorbești, eu văd doar o gură imensă care se închide Vedeți? și se deschide Vedeți? și tot timpul mă gândesc, oare o să mă înghită femeia asta? Asta e din perspectiva lor. Haideți să schimbăm perspectiva. Păi cum să mă... Cum, cum? Că eu când mă apucă, domnul Borțun, deci când mă apucă, mă apucă, și atunci eu trebuie să eliberez toți nervii pe care i-am și să spun tot ce am de spus. Una dintre contribuțiile cele mai importante la știința secolului 20 a avut-o Jean Piaget, care a pus psihologia pe baze experimentale. Deci el psihologie mută psihologia din zona speculației filozofice e, în zona științelor bazate pe experiment. Ce înseamnă asta? Adică au făcut experimente pe mii de copii și au ajuns la concluzia că inteligența umană are niște etape obligatorii. Dacă nu treci prin etapa întâi, nu treci în a doua. Dacă nu treci prin a doua, nu poți să ajungi la a treia. Și asta o scrie într-una dintre cele mai importante cărți apărute vreodată, Psihologia Inteligenței. Unde arată care sunt structurile de gândire la diferite vârste. Bun, la copilul e, mic, la copilul pe care mic eu îl în... cert, că da. nu și-a strâns lucrurile din cameră, că nu mănâncă tot din farfurie, că nu se mișcă mai repede la baie, îl cert într-una, îi predic, îl toc la cap. Stați, una e să-l certați, alta e să-i predicați. Dacă certați, nu e rău. Dați un semnal negativ pentru un comportament de nedorit, indezirabil. Și îl lăudați atunci când faceți un lucru dezirabil. Care e diferența? Bine. Păi diferența este că facem aici. să un exemplu. Certați. -mă. Aici, aici aplicați ceea ce se numește metoda uh, sancțiunii și recompensei. Îl sancționați când nu face ce trebuie și îl premiați când face ce trebuie. Foarte bine, copilul. Dar nu-i țineți predic. Predici. Pentru că predica este un discurs moral. Ori copilul până la 17 ani nu poate asimila norma morală. El nu înțelege ce îți spunem. Cum adică? Care asta e? spune Piaget. Că până la norma morală este mult prea abstractă pentru gândirea Deci până la unui 17 ani, degeaba îi spune eu copilului, mă copile, fii atent, dacă tu nu o să strângi jucăriile, nu o să faci nimic în viață, da, nu -o, o să a, reuși, asta a, e predica. Da, vorbe, vorbe în vânt. Îl sancționăm sau îi Și a doua metodă prin care învață copilul este imitația. Deci ne imită. Ne copiază. Ne copiază. Dacă vreți să iasă cu dragoste de lectură, luați o carte în mână, să vă vadă cu cartea în mână. Nu te-a văzut cu cartea în mână ani de zile, de ce ar citi el? Și o să aibă impresia că asta este un obicei bătrânesc, cum cred mulți în generația de azi, că e pentru bătrâni a citi din cărți, sau e pentru alții, nu e pentru noi, fiindcă, uite, mama și tata nu citesc. Iată de ce e foarte important să înțelegem. Odată, exemplu personal, și a doua oară, sancțiuni și recompense. Le facem, oricât am ține la el. Dacă îl iubești, îl sancționezi când greșește, fiindcă altfel crești un monstru. Și degeaba îl iubești, că uh, iubirea asta să întoarce împotriva ta și a copilului. Deci nu e suficient să spunem că îl iubim și să ne manifestăm iubirea asigurându-i un acoperiș, mâncare, nu, haine nu. și școală. În primul rând că e unul dintre cele cinci limbaje ale iubirii, cum... Uh, scrie în cartea cu același nume prezentă în librărie este timpul pe care îl acord celuilalt. Dacă nu stai cu copilul tău, degeaba îi spui că îl iubești. Noi trebuie să împărțim timp cu el. Ceea ce am văzut la manifestările Zurli și ultimul la sala Palatului este un spectacol extraordinar de modalitate în care părinții își petrec timpul împreună cu copiilor. Au venit acolo 5.000 de oameni adulți și copii, care dansau împreună, cântau împreună, vă aplaudau împreună, am văzut niște scene incredibil de frumoase. De ce? Pentru că se forma o comunitate între părinți și copii și părinții nu erau aiurea, nu lipseau de acasă și nu erau din alte părți, iar copiii erau fericiți că sunt împreună cu părinții lor și împărtășesc o experiență frumoasă. Dumneavoastră spuneți la un moment dat că uh un copil neiubit devine un adult agresiv. Noi avem un exemplu. În, în spectacolele Zurlie există personajul negativ, Turavura, care face toate prostiile. Te păcălește, te minte, te lingușește. Este chintesența tuturor caracterelor negative da. cu care copilul se va întâlni în societate. Da. Și pe mine mă întreabă fetița Zurlie de ce era Turavura. Și eu spun pentru că tatăl ei nu i-a spus niciodată te iubesc. Excellent. Pentru că mama o pleznea peste cap și peste fund de fiecare dată când făcea o greșeală. Pentru că. Părinții ei nu știau îmbrățișarea. Cât de importantă este îmbrățișarea, manifestarea iubirii în relația cu copilul? E foarte importantă în general în relația dintre oameni. Îmbrățișarea este un gest extraordinar prin care noi ne transmitem energie pozitivă unii altora, în care ne contopim cu celălalt. Dar cu atât mai mult este importantă în relația cu copiii. Noi am crescut în familii în care exprimarea iubirii era lăsată așa la coadă. Da, la țară se spune să-ți săruți copilul în somn. În somn. Mie mama nu mi-a spus te iubesc niciodată când era mică și astăzi se străduiește să o facă, dar parcă mănâncă cinci lămâi deodată în timp ce îmi spune te iubesc. Tata nu m-a luat în brațe niciodată, a plecat din lumea asta și eu nu mi-amintesc nici o îmbrățișare de-a lui. M-au iubit din toată ființa lor, au făcut tot ce au putut pentru mine, să-mi creeze toate condițiile. Dar când mă gândesc la lipsa de îmbrățișare a tatei, îmi vine să plâng și sunt o femeie în toată firea. Da. E ceva ce nu trece niciodată. Este o mare lipsă, o frustrare și o absență. La schimbă perspectiva astăzi la Europa FM. Haideți să învățăm pe oameni cum le comunicăm, de fapt, oamenilor pe care îi iubim, indiferent că ne sunt copii, părinți, prieteni, parteneri, cum le comunicăm ceea ce simțim dacă nu știm să spunem asta. Pe în primul rând să-i privim în ochi. Contactul vizual este primul gest omenesc în relația cu celălalt. În al doilea rând îi zâmbim. Când îi zâmbești celuilalt, îți pui pe tavă toată umanitatea ta, în care el își poate recunoaște umanitatea lui. Din momentul ăsta ne privim și ne zâmbim, poate să înceapă o relație promițătoare, da? Adică o relație de colaborare, de cooperare, de conviețuire și așa mai departe. Pe unul să avem grijă să menajăm imaginea celuilalt, să nu-i contrazicem imaginea de sine. Vedeți, noi tot vorbim de jigniri, de obraznici, de oameni cu tupeu, dar nu facem analiza. Ce înseamnă de fapt că a jignit pe cineva? A contrazice imaginea lui despre el. Adică încearcă să-i omenajezi. Ai suficientă intuiție să-ți dai seama că el să crede un om bun sau să crede un om de cuvânt sau să crede un om punctual. Nu-i spune tu întotdeauna întârzi, spune, uite, ai întârziat de data asta, să nu mai faci. Nu generaliza, să evităm generalizările, pentru că asta miros a etichetă. Ei pus omului o etichetă pe frunte. Cel săracul nu mai știe ce să văd, nici nu mai e atent la ce vrei să-i spui. E atent la cum să-ți dea replica, să te convingă că nu e cum crescu. Vedeți? Adică să ne referim strict la o situație concretă, da, 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 să, să numește, trăim astăzi de aici, da, acum, să, în, inclusiv da, în relația cu da, celălalt. Da, se numește precizare specifică. Spui dacă, că acum dacă copilul meu m-a mințit supărat. astăzi... Ai da, da? spune-ți asta. Astăzi m mințit. Nu-i spune ești un mincinos. Nu, nu pentru că asta e marca de identitate care va pleca în viață. Și dacă eu îi spun ești un mincinos, el caută în capul lui argumente de situații în care n-a fost mincinos da, Ca să da, mă da, contrazică da, 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 da. Și dacă îi spun Astăzi mai ai mințit și pe mine m-a durut minciuna ta Nu va putea să nu recunoască da. Ați formulat foarte bine Că pe lângă faptul că îi spunem celuilalt ce-a greșit Îi spunem și ce-am trăit noi Deci trebuie să-i spui Astăzi m-am simțit rău Astăzi nu mi-a plăcut când ai făcut așa Parcă mi-era jenă că ești copilul meu deci, întotdeauna trebuie să numește asertivitate. Americanii o predau de la primele clase. Din copilărie, americanii învață să spună cine sunt, ce cred, care sunt valorile lor, pe diferite etape, pe diferite vârste, în forme specifice vârstei. Dar tu să o spună. Ce așteaptă de la viață? Ce vor să facă în viață? Nu, întreabă, nu sunt întrebați ai cui sunt. Și îi spuneai cui sunt și s-a închis dialogul. Știu să vorbească despre ei. Să numește asertivitate de la cuvântul assertion, care înseamnă afirmație. Ne să știm să afirmăm și valorile noastre, și credințele noastre, și convingerile noastre, dar și sentimentele noastre. Noi făceam în școală, la română, foarte multe caracterizări în care învățam să spunem lucruri despre celălalt, nu să-i punem etichete. Excelent. Înseamnă că ați făcut o școală bună. Am făcut o școală bună și îmi plăcea româna foarte tare. Sunt profesori care nici nu predau caracterizarea personajului. De la caracterizarea personajului poți să-i pe copii și să vorbească despre colegul lor, despre părinților, despre prietenilor. Sunt foarte mulți îi întreb cum e la mișto. Da, băiat bun, băiat de comitet. De gașcă. Da, atât. și să știu de ani de zile n-au învățat să cunoască un om analitic, să, să vadă trăsăturile lui, bune și rele, și să vorbească despre el în cunoștință de cauză. Ok, și dacă cei care ne ascultă acum n-au parte în clasele copiilor lor de profesori care se învețe caracterizarea, cum poate părintele să și învețe copilul prin exemplu personal să caracterizeze oameni, da. nu să pună etichete. Da. Și nu să bârfească. Deci este vorba de a face o analiză. Eu țin minte când mama mea a venit, era învățătoare și știa să ne spună ce trebuie, dar a venit odată acasă așa supărată, indignată. Era iarnă și erau niște potești foarte înguste de săpadă. Și domnule, sunt unii, merg parcă sunt la defilare și au pretenția să dea toții la o parte... parte. La o parte fiindcă trec ei. Și mi s-a întâmplat asta, zice, era mult mai tânără decât mine, era, nici nu s-a uitat la mine, eu a trebuit să mă dau în lături, să intru în nămeț ca să treacă ea. Zice, adică ea cine Sau au eu cine sunt ca să mă dau la o parte din fața ei. Deci ne-a făcut și acum țin minte ce ne-a povestit atunci. Ne-a făcut să înțelegem un comportament penibil, de om egoist, care nu se vede decât pe el, povestindu-ne. Să le povestim copiilor ce am pățit la magazin, ce am pățit în, cu taximetristul, ce ne-a zis, ce i-am spus, că el își dezvoltă capacitatea de analiză a celuilalt. Deci, oameni buni, povestițiile copiilor, da. întâmplările din da. viețile voastre, da. cu subiect, predicat, atribut, complement, așa cum au fost, da. nu veniți să spuneți. Puneți etichete despre ceva ce s-a întâmplat, ci pur și simplu spuneți-le povestea. Povestea. Uh, Cu concluzia o trage copilul, nu trebuie să o tragi tu. Tu doar îi povestești. Și îl învață foarte multe. Eu țin minte când eram mic și veneau pe la bunica mea, uh, Usafiri, de regulă, erau verișoare ale ei, uh, femei în vârstă, cam de vârsta ei. Și stăteau de vorbă. Le făceau năut. Povesteau. Povestea la o cafea făcută din năut și, sau un cafea amestecată cu năut, că așa cum țin minte mirosul. Și eu mă prefăceam că dorm. Eram, stăteam într-un pat acolo și cu spatele la ele și le ascultam vorbind. E fascinant. fascinant. Știu. Știți unde am găsit asta? În cartea Gabriele Adameșteanu, Adam O dimineață pierdută. În dimineață pierdută am găsit același tip de dialog între niște doamne în vârstă, pe care l avea bunica mea cu musafirii ei. Deci, de acolo eu am învățat foarte mult despre natura umană. Că ele vorbeau, badă unul, badă altul. Da, domnul profesor, <laughs> dar asta înseamnă să fii atent ce vorbești. Da. Să ai grijă cum comunici, ce cuvinte folosești, care-i tonul, la gestic. Și, și, și nu doar să fii atent acum că poate te aude copilul, ci caracterul tău să fi fost format. Cum se formează un Sailor. caracter? Vedeți, uh, am să insist acum pe ce a spus la început, că noi transmitem din felul nostru de a fi. Am să-l trizesc pe Arsenie Boca. Spune așa că până la o vârstă dăm altora din ce avem, de la o vârstă încolo dăm din ce, ce suntem. suntem. deci e foarte important, dacă nu ești un om de caracter, nu cum să crești un copil să iasă un om cu caracter. Nu, no, bun. Dar nu, dar nu v n răspuns la întrebare. N avem suficient timp, de aia nici nu vă las să-mi răspundeți, păi pentru că o să intre pauza. întrebat cum să un caracter. dar vreau să revenim, pentru A, că bun. e un subiect mult prea important, pentru că oamenii chiar pot să învețe până în ultima clipă, cum să-și reformeze caracterul. Că el se formează și se reformează și nu vreau să le puizăm așa okay, de repede. Okay. Aș vrea în următoarele două minute să ne oprim un pic, să nu trecem peste ideea de cât de importantă este manifestarea afecțiunii și să ne uităm un pic la copiii de la țară. Pentru că acolo mi se pare că este foarte dureros. Pentru că acolo mie mi se pare că oamenii îi tratează pe copiii de la țară ca pe niște mici omuleți, mână de lucru. Și nu iau în considerare că sunt niște puiuți care au nevoie de iubire, la fel ca și copiii de la oraș, care au atâtea forme prin care pot să învețe iubirea. Știți de unde vine credința aceea că ești fericit dacă ai băieți și ești amărât dacă ai fete? Nu. De la instrumentalizarea copiilor, erau transformați în forță de muncă. Dacă aveai băieți, aveai cu cine să ieși la câmp. Dacă aveai fete, n-aveai cu cine și le mai și măritai și trebuia să împarți pământul să le dai zestre. Deci era o bucurie când aveai băiat și o fată, maximum două, mergea, că trebuia să stea acasă să facă mâncare pentru băieți care veneau de la câmp. Dar băieții erau forță de muncă. Această viziune instrumentalistă despre copii există și astăzi ca rămășiță. Dar noi trăim alte vremuri. Da, dar rămășița rămân... a rămas. A da. rămas la țară. Da, da îi zicem rămășiță. Deci, vremurile s-au schimbat, paternul cultural a rămas. Copilul să fie acolo, unde mănâncă trei, mănâncă și patru, unde, când vrea și el să spună ceva, încep să râdă. Să vorbească și ne, că și el e om și toată lumea râde. Adică, el nu este până la vârsta majoratului, adică până când se poate însura sau se poate mărita, nu este un partener de discuție. Are legătura agresivitatea adultului și violența adultului cu această manifestare? Păi să leagă, e așa zisă familia tradițională, pe care mulți o idolatrizează, o idealizează și să bat pentru ea. În familia noastră tradițională există o formă de uh, patriarhat: bărbatul hotărăște totul de multe ori este și violent și cu copiii și cu soția. În Oltenia, unde se spune că există femei și oameni, bărbatul merge înainte cu 2 metri în fața soției și vorbește peste umăr și nimeni nu crede că e ceva nefiresc. Deci există o serie întreagă de modele culturale în lumea satului care trebuiau de mult depășite, dar ele nu au fost depășite. Pentru că de multe ori și profesorii și învățătorii de acolo împărtășesc aceleași modele culturale, paternul de comportament, cum se spune în sociologie. Iată de ce noi avem încă foarte multe rămășițe din, din epocile anterioare, în, în secolul 20. Ne întoarcem da. să aflăm cum se formează caracterul. Da. Grecii antici, care vor fi de apur din noștri spuneau că mai multe acțiuni repetate formează un obicei, mai multe obiceiuri formează un caracter, iar caracterul îți dă un destin. De aceea e foarte important caracterul tău, pentru că el determină, de fapt, destinul tău. Viața ta, ce faci cu viața ta, ce faci în viața ta. Ei bine, în limba greacă, etos însemna și obicei și caracter. Nu întâmplător. Pentru că, de fapt, caracterul se dă da din obiceiurile noastre. Ați auzit vorba românească, obișnuința e a doua natură? Da. Păi asta înseamnă că atunci când ne obișnuim cu ceva, ea devine ca un Pe fel de, parte din de, corpul da, de pielea a noastră, da, da. este a doua natură. Și nu ne mai dăm seama că vine din adică, obișnuință. Dacă eu repet o uh, exprimare nepotrivită, Spun cuvinte urâte, mă, mă port urât cu oamenii, până la urmă devine o obișnuință și da. ea se transformă în caracterul da. meu. Iar în jurul meu să face vid, mă vor ocoli oamenii, vor trece pe trotuarul celălalt, pentru că eu nu sunt în stare să stabilesc o relație civilizată cu celălalt. Vorbeam mai devreme de, de asertivitate, păi asertivitatea înseamnă afirmația. Sentimentelor și gândurilor, dar fără să-l jignești pe celălalt, fără să strici relația. Cei care reușesc să-și spună adevărata lor identitate, dar fără să strice relațiile cu ceilalți, sunt niște persoane asertive. Dumitru Borțun este invitatul meu astăzi și încercăm să schimbăm perspectiva asupra felului în care comunicăm. Știu românii să comunice? Nu, nu avem o cultură comunicativă. Cultura noastră este anticomunicativă. Cum adică? Adică se spune, dacă treceai filozof, rămâne. Se spune, îl tace și face. Așa. E bun gospodar. Ok. Ăla, alții spun, nu știu dacă știți, prin mărginimea Sibiului, prin mărginimea Făgărașului, sunt sate întregi în care uh, sunt porecle al de mutu. Al de mutu. Unul care tace. Okay. Am stat odată cu un mut de dăstapă, malul unui râu, 45 de minute n-a scos niciun, niciun cuvânt, fiindcă eu vreau să văd când rupe el. Așa. Era gazdă, eu eram un safir. Așa. A tăcut 45 de minute, până când n-am mai rezistat eu și l-am -am întrebat de vorbă. Tăcea. Nu știu de ce, la ce se gândea, nu știa ce să-mi spună, cum să descopere. Și credeți că face parte din cultura da, noastră? Da, da, e o cultura a tăcerii. Mai bine taci. Că nu știi cu cine ai de-a face, nu știi cum nimerești. E o formă, formă de lașitate? De, nu știu, e o formă de prudență, e o, e o experiență istorică păcătoasă, nu știu de unde vine, n-am de unde să știu, pentru că nu am citit cercetări pe tema asta. Dar este efectiv, real, că nu comunicăm, că nu știm să vorbim pe înțelesul celuilalt, că nu ne adaptăm la cel din fața noastră. E mai periculos un om care tace decât unul care vorbește prea mult? Nu știu ce să spun. De -a regulă, cel care tace, ascunde. Și n-ai de unde să știi. Nu vezi nimic nici pe fața nu lui. Nu citești. Nu citești. Nu, nu... Sunt foarte... Noi nu avem nici eh, exercițiul ăsta de a da feedback. Dacă îmi spui ceva, să dau din cap, să zâmbesc, să mă încrunt. Ați văzut în alte țări. Yes, no, really, ok, no problem. Întotdeauna există un feedback. Uh, ți se spune ceva. Ai nu știți, să uite la tine, poker face. Au față de aia de jucător da, de da, poker. Da, Ce da, eu zic, dar zice ceva? Da. da, nu, să uite la tine. Eu am o experiență foarte îndelugată cu sălile unde conferențiez. Ori sălile de curs, ori săli străine din afara spațiului universitar. Oamenii stau și se uite la tine fără nicio expresie. Rar se întâmplă, mai fac eu câte o glumă și atunci încep să râdă. Dar nu au o mimică să-mi dea feedback. Dincolo, în alte culturi, se întâmplă treaba asta. Eu de multe ori cred că nu se conectează cu mine și că nu, trece nu, pe lângă ar, el. Nu, să nu credeți asta. Că de cele mai multe ori am avut surpriza când s-a trecut la întrebări. Să-mi dau seama cum au urmărit foarte atent că i-a interesat și că au înțeles foarte bine ce am spus. Și cum facem noi să ne exersăm această capacitate de a avea reacție? Nu știu. Ideal ar fi să introducem cursul de comunicare în școală. Numai că nu are cine să le predea. Pentru că nici profesorul nu știu să comunice. Din Dumneavoastră spuneți că României îi lipsește o universitate pedagogică. Da. Acolo ar putea să învețe în viitorii profesori comunicare educațională. Nu le-a spus nimeni cum să comunice cu copiii. Eu am vrut să mă fac educatoare sau învățătoare, dintotdeauna. N-am intrat la pedagogic, pentru că eram slabă la matematică. Eram foarte bună la română, dar slabă la matematică. După care m-am făcut jurnalist, că era o altă formă de. Uh, de literatură. Exprimare, da, a poveștilor. Și la 36 de ani, în cel mai negru moment din viața mea, am creat Zurli. Și este o formă de educație alternativă a felului în care părinții și copiii relaționează, că despre asta e vorba acolo. Da. Ei vin la zurli iar eu sunt pe scenă și educatorul și actorul care n-am reușit să fiu terminând o facultate sau specializându-mă în asta. Dar până la urmă am simțit că e în destinul meu să fac asta. Aveți vocație, doamna Redegan aveți vocație. Sunt mulți profesori și educatori care au o diplomă, dar nu au vocație. Și mi se întâmplă foarte des să primesc poze, eu, eu sunt îmbrăcată în roșu tot timpul mm -hmm. de 17 ani, Primesc poze de la educatoare care se duc îmbrăcate în roșu și copiii zic, ești ca tanti prezentatoarea. <laughs> Pentru că ei văd în mine da. și mama da. și educatorul pe care și-l doresc, care se și joacă, dar care știe să pună și limite, este da. fermă și da. Le dă siguranța aceea. Da. Și uh, mă gândeam mai devreme în timp ce povestează de lipsa de reacție că eu sunt foarte norocoasă. Eu am avut 5.000 de oameni la sala palatului care au țipat, au cântat, s-au manifestat, au reacționat. Ați să creați o atmosferă. Asta se construiește, nu pică din cer. Nu. Am mai luat vreo 17 ani. <laughs> Marian Râlea, magicianul, da. care vine la spectacolele noastre, zice Eu nu știu cum ai reușit tu să faci, dar ce se întâmplă la tine cu părinții, îi transform pe toți în niște copii? Odată îi iubiți pe copii și copiii simt asta. A doua oară îi respectați pe părinți și părinții simt asta. A treia oară sunteți dumneavoastră comunicativă și transmiteți încredere și Simpatie, aveți deși capital de credibilitate și capital de simpatie. Sunt foarte bogată, domnul profesor. Și, da, sunteți <laughs> foarte bogat. Și mai e un lucru. Aveți foarte mare patos. Știți că într-un discurs există logos, patos și etos. Logosul e logica, altfel nu te înțelege nimeni. Patosul e pasiunea cu care vorbești. Și etosul este caracterul pe care îl trădezi vorbind despre orice. Ce ești, cine ești tu, de fapt? după, Înainte și după discurs. Okay. Ce fel de om ești? Nu mă deci, dumneavoastră transmiteți un etos frumos, luminos și aveți patos și asta să transmite sălii. Da, e să creați atmosfera aia. Emoția este canal de comunicare, asta vreau să spun. Domnul profesor, dar patosul ăla se manifestă și acasă, când am un singur spectator, copilul meu. <laughs> care a mai văzut spectacolul. <laughs> și care zice, mama, dă-te jos de pe mine. Adică dă-te jos de pe scenă. fă loc. fă loc Vreau și, mie. eu să spun două vorbe. Mai a tot timpul și spunea, mama, eu știu că tu ai făcut radio 25 de ani și nu știi niciodată dacă te ascultă cineva. Ceea ce e foarte adevărat. Poți să vorbești și singură. Noi da? doi povestim. Și tu ești obișnuită, dacă ți se dă play, tu vorbești, n-ai nicio problemă, aflai de două ori pe an dacă ai audiență da, sau da, nu. Da. Sunt foarte norocoasă să vă am astăzi aici și vreau să mă învățați și pe mine și pe toți cei care ne ascultă, cum putem să obținem respectul fără să-l cerem. Pe păi, primul rând, să nu spunem lucruri în care nu credem. Să spunem numai lucruri despre adevărul cărora suntem convinși și pentru care avem dovezi sau argumente. În momentul în care știm să facem asta, o să vedem că în jurul nostru să stângă altfel de oameni, oameni din ce în ce mai mulți oameni de calitate și din ce în ce mai puțini jmecheri, trișori. Doi, să lăsăm cuvintele să vorbească, dar cuvinte cât mai puține și semnificații cât mai multe. Se numește în discurs legea informativității. Nu spune ceea ce știe celălalt. Că-l plictisești. Nu spune de două ori, de trei ori același lucru. Că iar îl Și la un moment dat devii și dubios. e suspect. S-ar putea să nu ai ținere de minte, cum spune Ardeleanu. S-ar putea să nu prea fii inteligent. Să nu înțelegi că celălalt știe mai bine ca tine în domeniul ăla. nu explici tu lui Cornel Dinu de ce nu merge fotbalul românesc. Că se scolă și pleacă. Zice că are o treabă. Păi și cum da. să fac? Să, să, să tac un pic până mă prind în da, pe să da. cel din fața mea? În primul mea? rând, când te întâlnești cu cineva, trebuie să cam știi cu cine te întâlnești. Cum ați făcut de data asta? Mi-ați văzut niște podcasturi, mi-ați citit niște declarații, ați venit informată cu privire la musafirul dumneavoastră. Asta înseamnă profesionalism. De Sunteți un profesionist. Pe de altă parte, uh, sunt situații în care te trezești cu unul în fața ta, nu știi cine e, de unde e la... Lasă-l să, să, să prezinte. se prezinte. Cum a făcut dumneavoastră da, cu mine. Da, se developează uh, punându-i întrebări. Și din modul în care răspunde, uh, îți dai seama, dar tu doar îi pui întrebări. Nu te apuri, nu tabăr pe el okay. cu sentințele tale, cu principiile tale. Stai să vezi în ce. Întrebări generale. Scaldă. Și ce Bine, mai da, faci? Păi s-ar cu... putea să nici nu înțeleagă ce vrei mm -hmm. să spui. S-ar putea, dacă el a lucrat toată, toată viața la sculărie, tu degeaba vii să-i spui niște... Um, concluzii pe care le-ai tras când ai citit Sentex Iuberi. <gântu -i> Micu prinț. Nu, degeaba. Pentru că nu-i faci trimiter culturalului un om care nu a avut lecturi pentru că a avut o, o muncă fizică. Și care poate de nu înțelege că unele lucruri se văd doar cu inima. Da, da, sunt lucruri care nu se văd cu ochii, se văd altfel. de vă spun. Pe urmă, apropo de, de, de respect, întrebarea inițială, Relația nu se vede. Relația trebuie gândită. Deci are Jacques Salome o afirmație foarte frumoasă într-una din cărțile lui, tipărită și la noi. Într-o relație suntem cel puțin trei. Ești tu, sunt eu și, și relația. relația. Deci noi relația nu o vedem. Eu te văd pe tine, mă văd pe mine, dar relația nu se vede. Dar culmea, relația este cea care face ca noi să fim fericiți sau nefericiți. Da, ea ne hrănește și ne definește. Noi suntem doar părți ale unei relații. Dacă ea e vicioasă, dacă e nesănătoasă, relația e toxică de multe ori. Ne, ne intoxicăm amândoi și ajungem să ne dăm în cap unul altuia pentru că relația este toxică. N-am avut grijă de ea. Ori de o relație trebuie să ai grijă ca de o floare. Să o pui la soare, să o uzi din când în când, să o mașești de praf pe petale, pe frunze și așa mai departe. Asta este grija pentru relație. Ori mulți părinți ratează chestia asta. Spun, domnule, e copilul meu, trebuie să facă ce zic eu, fără să construiască o relație de durată, care să meargă toată viața. Eu mi-am imaginat când Maia era mică, o valiză invizibilă cu care ea va pleca de lângă mine. Exact. Și tot timpul mă gândeam: Ce pun eu în valiza aia invizibilă? N-am știut să-i spun relație. I-am zis valiză, acum 20 de ani. Ce pun eu în valiza aia? Pun pietre de moară, pun etichete, pun lucruri pe care să le care toată viața și să le rezolve în cabinetele psihologilor? Sau îi pun pene care să formeze aripile cu care ea să zboare? de lângă mine. Da, probabil că a spus pene. Am pus dacă pene, da. Dacă a spus problema a ce să Am pus pene, dar să știți să că mi-a fost foarte greu, pentru că veneau toate programele pe care eu le-am preluat de la mama. Toate lucrurile pe care am jurat că nu le voi face niciodată și care nu mi-au plăcut în familia mea, le-am făcut din păcate. Știți cum se numește valizaia nu. de care vorbiți? E un sociolog francez Bourdieu, care o numește capital cultural. Copilul pleacă din familie cu un capital cultural, cu valiza de care vorbeați. Și care de multe ori este plină de prejudecăți. Și prejudecăți de ale mamei care le are de la bunica și la rândul ei, ea le are de la mama ei care le avea de la mama ei. Deci, avem toate șansele să trăim în secolul 21 cu mentalități de secolul XIX. Copii bătrâni. Bătrâni pentru că în valiza lor atârnă foarte greu prejudecățile celor înaintașilor, mamele și bunicile. De aceea trebuie să existe un părinte înțelept, cum a fost dumneavoastră, să taie chestia asta și să o lase să gândească singură, să-și ia zborul și să înțeleagă lumea în care trăiește. Dar știți cum am reușit, domnul profesor? Raportându-mă la Dumnezeu. Da. Nu m-am raportat la oameni. M-am gândit că oamenii oricum nu înțeleg și că oricum nu-i treaba lor și că oricum eu o să mor singură și când o să ajung acolo Dumnezeu o să mă întrebe, ce ai făcut, cu ce ți-am dat? Că mi-a dat, clar am niște, uh, un potențial care vine, eu îi zic har, probabil că uh, alții îl numesc altfel și la fiecare lucru pe care a trebuit să îl tai sau să-l schimb, mă gândeam ce o să zică Dumnezeu. Sunt în acord cu Dumnezeu? De unde știați asta, doamna Artelian? Știți de unde? De la bunica mea. Care... Eu asta e o mare înțelepciune. De la, bu de la bunica mea. În valize nu sunt doar prejudecăți, sunt și lucruri minunate. Sigur. Bunica mea a trăit pe valea Țiblășului și era ca și bunica dumneavoastră. Aduna babele din sat, mm -hmm. văduvele și făceau rugăciuni și povesteau despre uh, crucile oamenilor. Și bunica m-a făcut să înțeleg tot timpul că orice om trebuie privit ca pe o, o, un individ care are propriul lui destin și nu știi niciodată ce cruce are omul ăla în spate. Și dacă fi. nu poți să-l ajuți, nu-l încurca. Nu, dar ce mi se pare foarte interesant este ce am spus despre momentul în care trebuie să tragi linii și să faci o Pentru că părerea mea e că e cel mai important moment al vieții noastre. Eu spun tot timpul că mi-o să -mi numere Dumnezeu copiii pe care i-am făcut fericiți da. și tot ce fac eu... Aveți ce să raportați, doamna <laughs> Asta te, vă face să fiți un om fericit. Și așa vă și purtați ca un om fericit. Sunt un om da. fericit. Mulțumesc că, frumos. Se vede. Și asta, asta e foarte important să știm că avem ce să spunem în momentul ăla. Ok, dumneavoastră ce o să-i spuneți? O să-i spun tot așa că am lăsat în urma mea destine îmbunătățite, că am lăsat oameni care îmi sunt recunoscători și mi spun zilnic. Care vorbesc mai frumos de... cu ceilalți, care obțin da, ceea ce da. vor pentru că prin comunicare... Dar ați știut că face parte din destinul dumneavoastră asta? Eu cred că am știut mai de mult, fără să formulez. Conștientizez. Explic. În primul rând că eu sunt a treia generație de dascăl. Bunicul meu a fost învățător, rural, mama mea învățătoare, fica lui, eu fiul ei, când mergeam la școală, eram de partea învățătorului, nu de partea derbedeilor, de și le atrăgeam atenția să tacă din gură, să o lasă să-și facă ora. Când erau pedepsiți până pe nedrept, săream să le iau apărarea și îi mă iubeau pentru treaba asta. Sigur, învățătoarea îmi spunea, tași din gură, ce ești, lui? Nu vorbim întrebat. Da, dar n-a făcut-o el. Și Odată, da, odată mi s-a și spus, crezi că dacă mama ta e învățătoare în școala noastră, îți permiți să. Da, îmi permit, dar nu fiindcă e mama aici, și pentru că copilul ăsta nu e vinovat. Deci, de fiecare dată am încercat să țin o, o balanță între profesori și colegi. Și am devenit, fără să-mi dau seama, lider de opinie în, în, în școală. În liceu, de pildă, am fost cel care le-am propus colegilor să nu mai facem banchetul de absolvire și banii strânși pentru banchet să-i donăm pentru ajutorarea sinistraților de la primele mari inundații din istoria contemporană a României. Erau 1970. 1970 atunci da. m-am născut eu. E, atunci am terminat liceul. La deșc, Eram în clasa a Iar eu spun că am venit da. cu viitura pe someș. E, da, au fost inundații în zona mare. E, și, toți au zis, da, au votat. Și n-am mai făcut banchet. Vedeți, Ce genul ăsta, de, genul ăsta de, de inițiative, dacă eu le spuneam, o luau imediat pentru că țineau la mine, deși eu nu eram întotdeauna de partea lor. Eram și de partea profesorului. Mă punem în locul profesorului. Și cred că asta s-ar explic, explica și prin faptul că eram fiul unui cadru didactic. Iar eu din vremurile acelea aveam în abecedarul meu o imagine care m-a marcat toată viața și eu am construit tot conceptul Zurli și arhetipul de mamă. Era din timpul inundațiilor o mamă care își legase părul de o salcie ca să-și țină copilul în brațe. Pe mine imaginea aceea, de deci ce aveam șase ani în clasa întâia, m-a urmărit toată viața și mi-am dat seama că o mamă primește o sarcină divină și ea trebuie să facă tot ce poate, inclusiv să-și lege părul de o salcie, ca să-și salveze copilul din, din apele tulburi. Cred că unii dintre noi ne trezim mai devreme. Alții au nevoie de genul ăsta de discuție. Ca să sunt sigură că foarte mulți au deschis ochii astăzi, domnul Borțun, și vă mulțumesc și vă mai aștept, pentru că, din păcate, timpul nu este da, neapărat prietenul mi nostru. Mi-a făcut atâta plăcere încât vă promit că voi mai veni. Neapărat pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le învățăm de la dumneavoastră. Și eu vreau să profit că sunteți atât de generos și că îi ajutați pe oameni să-și să deschidă mintea. Și vă las în ultimele secunde din emisiune. Să le spuneți oamenilor trei lucruri pe care, dacă le schimbă în felul în care comunică cu ceilalți, o să obțină mult mai ușor ceea ce își doresc. Da, în primul rând, aș vrea să îi să îi asculte mai mult pe ceilalți. În al doilea rând, să încerce să se pună în locul altora, să-și depășească egocentrismul, să iasă din cușca propriului ego și să se pună în locul altora și să-și dea seama că există și alte perspective alte maniere de a vedea lucrurile, pentru că oamenii le privesc din altă poziție, din altă istorie personală, din altă condiție socială și așa mai departe, care îi fac să vadă altfel lucrurile. Și în același rând îi sfătuiesc să nu mai facă din diferențe un prilej de ierarhie cu ei în vârful piramidei. Nu. Diferențele doar ne clasifică, nu ne ierarhizează. Suntem diferiți, dar egali. Dumitru Porțun a fost invitatul meu de astăzi. Schimbă perspectiva în comunicare astăzi și promit să le mai aduc în studio și să găsim timp pentru că mi se pare absolut fantastic. Sunt niște ore minunate pe care noi avem șansa aici la Europa FM să le petrecem împreună. Sunt la Retegan, desenați-vă zâmbetul pe buze, priviți în ochi pe cei cu care vorbiți, ceți mai mult și ascultați și de fiecare dată când se ridică un zid în fața voastră, schimbați perspectiva. Din altă parte s-ar putea ca lucrurile să nu mai fie atât de grele. La revedere, pe data viitoare! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.